Liceul Tehnic Buzău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Inspectoratul Școlar Județean, a organizat astăzi un târg de promovare a ofertelor educaționale universitare. Evenimentul intitulat TechnoSkills, aflat la prima ediție, s-a bucurat de un real succes. În cadrul unui simpozion care a avut loc înainte de startul oficial, reprezentanții conducerii Liceului Tehnic Buzău au argumentat nevoia organizării în județ a unui eveniment de o asemenea amploare. Sunteți alături de noi în număr atât de mare. Astăzi lansăm un proiect mare pentru noi. Fără să mă feresc de cuvinte, o să-i spun un proiect grandios, pentru că am reușit să aducem la Buzău 8 universități și 4 facultăți într-un târg al educației, în ceea ce am numit noi cel mai mare eveniment al educației din Buzău de anul acesta. Care este ideea acestui eveniment? În ultima perioadă, universitățile veneau să prezinte la noi oferta educațională, undeva prin luna februarie, martie, aprilie. Noi, liceele, ne duceam la școli să prezentăm oferta educațională, tot așa, undeva în aprilie, mai. Și ne-am gândit noi că e tardiv acest moment. Adică un elev care deja în aprilie vreți să-l orientați spre o universitate, eu cred că este mult prea târziu. Un elev de gimnaziu care vrem să-l ducem spre un învățământ tehnologic sau spre un învățământ teoretic, deja iarăși credem că este tardiv. Orientarea școlară, din punctul nostru de vedere, ar trebui să înceapă mult mai devreme și de aceea am spus că trebuie să începem chiar de la clasa a 7-a cel puțin. Primăria Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău sprijină acest proiect educațional de anvergură națională. Acești doi colegi ai noștri, Robert și Corina, au venit într-o săptămână la mine, acum vreo două săptămâni, cred, și mi-au povestit despre intenția dumnealor de a crea acest parteneriat, târg al ofertelor universităților. Bineînțeles, după câteva argumente cu care au venit în favoarea dumnealor, am fost de acord. De ce? Pentru că după un târg al ofertelor educaționale desfășurat pentru învățământul preuniversitar, pentru elevii care urmează să intre în liceu, era firesc să participăm și să ne implicăm și într-un târg al ofertelor pentru sistemul universitar. Suntem un oraș mic, suntem pe locul 18 ca și populație la nivelul României. Avem o mare problemă, această dimensiune și apropierea de București și apropierea de Uniunea Europeană, sau suntem în Uniunea Europeană, înseamnă că foarte mulți tineri ne pleacă de aici. Copiii mei, după un asemenea târg, ținut la Teatrul Național și se țin la Teatrul Național în fiecare an, cu universități de afară, au plecat la universități de afară și salut această idee pentru că poate ajuta Buzău și Doamne ajută prin ceea ce face autoritatea locală, primăria în speță, să reușim să aducem cât mai mulți tineri înapoi după ce își termină facultății. La târgul TechnoSkills, desfășurat la un complex aflat la ieșire din Buzău spre Spătaru, au prezentat standuri câteva dintre cele mai importante universități tehnice din capitală, precum și din orașele Iași, Brașov, Constanța, Galați, Bacău, Ploiești și Târgoviște. Politehnica București are 15 facultăți și propune acum și prin asocierea cu Universitatea din Pitești, avem 20 de facultăți prin care propunem o întreagă pleiadă de specializări, de la inginerie industrială și robotică, facultatea unde eu activez, automatică, electronică, transporturi, chimie și așa mai departe. Avem toată paleta de facultăți tehnice prin care inginerii din pământ, că din minereu, să transforme materia astfel încât la final să rezulte automobile, camioane, avioane și așa mai departe. Bună ziua! Reprezint Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, sunt Daniela Popovici, prorectorul universității. Venim în fața tinerilor din Buzău cu o ofertă a unei universități comprehensive.
cu trei facultăți tehnice, inginerie de petrol și gaze, inginerie mecanică și electrică, tehnologia petrolului și petrochimie, dar și cu două facultăți din domeniul umanist, Facultatea de Litere și Științe și Facultatea de Științe Economice. Venim astăzi la această ofertă de învățământ pentru liceele din municipiul Buzău. Suntem de fapt mai mult, de mult timp în Buzău, pentru că noi avem aici specializări pe care le derulăm de peste 3 ani de zile. Suntem cu specializări pe domeniul tehnic, dar și pe alte domenii. Fiind un eveniment cu profil tehnic, venim cu facultăți de inginerie, inginerie mecanică, nave, industrie alimentară, avem și absolvenți aici cu produsele care le-au realizat absolvenții noștri, pe diferite mediu, inginerie electrică, deci diferite alte domenii. Suntem o universitate cu 14 facultăți, cu o ofertă complexă, așteptăm tinerii să vină la noi la universitate. La standurile universităților, elevii au putut folosi ochelari sau imprimante 3D, au admirat drone meteorologice, roboți sau chiar acceleratoare de particule. Foarte frumos. În viața ta când ai simulat o studiu? Da, chiar da. Spune-mi dacă ți-a părut ceva interesant în afară de acest dispozitiv. Mi s-a părut interesant că este totul virtual, în primul rând. Și da, cam atâta. Ai de gând să urmezi o profesie tehnologică? Nu prea. Vorbești pe teoretic, nu? Ai de gând să urmezi liceu teoretic? Nu știu exact, dar o să mă gândesc. Până acum cel mai interesant a fost acolo cu mașinile și în partea cealaltă cu electricitatea și cu astea. VR, realitate virtuală, am văzut că sunt niște aici. M-am jucat puțin, dar nu a fost chiar așa interesant. Adică mi-a plăcut cel mai mult electricitatea și roboțelul care dansa, era foarte interesant și foarte complex. Ți-a plăcut cel mai mult până acum? Ce ai văzut? Standul tot, realitatea virtuală. Nu, mi se pare inovativ și un lucru nou. Deci asta vei face și la facultate, dar tu mai ai mult până atunci. Nu, aș merge pe inginer piscicol, sunt cu pescuitul. Deci ai făcut o idee ce vei urma. Da. La prima ediție a târgului de oferte educaționale universitare TechnoSkills au fost prezenți aproximativ 1500 de elevi de liceu și gimnaziu sosiți din toate colțurile județului Buzău.